sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini cu o stație mobilă performantă a celor de la Reare, Timiș. Inginerii le-au declarat război șoferilor de Rablec din județ și au ridicat aproape toate taloanele mașinilor verificate astăzi. Afli apoi că centrul Timișoarei se va transforma în șantier pentru următorii patru ani. De anul viitor se pare că vor începe lucrările la pasajul rutier din piața Victoriei, lucrări ce se vor întinde până în 2020. La final afli povestea a patru liceeni care au ajuns astăzi la spital, totul după ce au fumat etnobotanice, se pare, lângă școală. Război împotriva rablelor de pe drumurile din Timiș. Asta au declarat reprezentanții reare de la noi din județ. Inginerii au scos pentru asta din depozit un container modular care este dotat special pentru a ține locul unei stații de inspecție tehnică mobilă. Containerul a intrat în in dotarea rea Timiș în urmă cu 10 ani, însă din 2008 nu a mai fost folosit din cauza unor defecțiuni tehnice. Cei de la Re Timiș au remediat însă situația și si au montat stația mobilă pe calea Lugojului, acolo unde au început să controleze autoturisme la foc automat. Rezultatele sunt însă îngrijorătoare și si ne arată că drumurile din județ sunt pline de mașini care nu au ce căuta pe șosele. Astfel, în numai o oră, cei de la Reare au controlat la sânge șase autoturisme, iar la cinci dintre ele au descoperit defecțiuni grave. Șoferii au rămas fără taloane, au primit amenzi și acum trebuie să remedieze defecțiunile pentru a putea circula din nou. Containerul mobil va rămâne o perioadă în calea Lugojului, însă va fi mutat periodic după o planificare în tot județul. Inima Timișoarei se va transforma în șantier de la anul. Este anunțul primarului care spune că din 2016 vor începe lucrările la pasajul rutier din Piața Victoriei. Circulația în zonă va fi complet reorganizată, iar acolo va fi construită și o parcare subterană cu 700 de locuri. Totul ar urma să coste aproximativ 50 de milioane de euro, iar lucrările vor dura 4 ani. Tot din 2016 vor începe însă și șantierele la pasajele Popa Șapcă și Jiul. Incident grav în această dimineață la liceul Emanuel Ungureanu, patru elevi au ajuns la spital după ce au fumat separe etnobotanice. Cei patru, doi la liceu și doi la profesională, sunt elevi în clasa a 9 Astăzi de dimineață ei au acuzat stări de amețeală și au fost transportați cu ambulanță la spitalul de copii. Cei de la inspectoratul școlar împreună cu reprezentanții școlii spun că elevii ar fi fumat ceva lângă școală. Pănuiesc că etnobotanice însă vor afla exact, speră ei, în urma analizelor. În locul respectiv sunt chiar camere de supraveghere, iar în imagini tinerii apar în timp ce fumează ceva. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi pe tion.ro